În satul găgăuz Chiriet Lunga s-au produs schimbări mult așteptate, spun localnicii. Datorită echipei bașcanului Evgenie Guțul și susținerii din partea sponsorilor, în timp record a fost asfaltată strada Gagarin, care duce la gimnaziu. Proiectul a fost implementat în mod prioritar la solicitarea autorităților locale, întrucât acest tronson de drum era impracticabil pe vremea, iar copiii și profesorii erau nevoiți să meargă la școală prin noroi. Localnicii spun că au așteptat mulți ani ca strada Gagarin să fie reparată. Știți câți ani am așteptat? Cred că vreo 60 de ani, nu mai puțin. Suntem foarte mulțumiți, nici să redau aceste sentimente nu pot. Dacă ar mai face vreo câteva drumuri în acest fel, ar fi super. Vă mulțumim foarte mult, suntem foarte mulțumiți. Ulița Gagarina... Pe strada Раньше была здесь не posibil не пройти, не проехать. Peste gropi. Дорога это артерии. Ca arteria organismului. Drumurile sunt precum arterele organismului. Fără drumuri, satul nu are șanse. Suntem foarte bucuroși că la noi a apărut un așa drum bun. Un mare mulțumesc celor care s-au străduit și l-au făcut. Ar fi de dorit să avem mai multe drumuri de acest fel în satul nostru, pentru că este cel mai îndepărtat de centrul raional, de Comrat, și foarte rar vin aici acei oameni care pot schimba ceva în comuna noastră. Asfaltarea porțiunii de drum de aproape 400 de metri a fost finalizată în doar câteva săptămâni. Acest proiect, ca multe altele, a fost implementat din fonduri extrabugetare cu sprijinul sponsorilor, precum și al bașcanului și echipei sale, a declarat primarul satului Valentina Caicu. Acest drum cu o lungime de 380 de metri a fost construit în variantă dură. Are borduri pe ambele părți, deoarece este un drum în pantă mare, dar este un drum strategic pentru noi, deoarece asigură accesul spre școală și turnul de apă și va ușura traficul pe o altă stradă care duce la școală și grădiniță, pentru că în cea mai mare parte a anului copiii merg la școală și la grădiniță. Valentina Caica a menționat că administrația locală planifică renovarea tuturor drumurilor cu pietriș din sat, care au o lungime totală de 17,5 km. Ea și-a exprimat speranța că echipa bașcanului îi va susține în acest sens. Prezentă la eveniment, Evgenie Guțul a vorbit despre planurile de viitor, care vor fi implementate în autonomie. Astăzi am inaugurat primul drum din satul Chiriet Lunga. Acum câteva săptămâni eram prezenți aici la deschiderea lucrărilor. Acum dispoziția noastră și a locuitorilor din Chiriet Lunga este de sărbătoare. Acest proiect, acest drum este foarte important. Nu departe este o școală și acest drum este foarte important pentru siguranța copiilor. Foarte curând vom începe construcția Oguz Land în satul Congaz. Negociem și terenul pentru construcția aeroportului. Și desigur, proiectele sociale, economice, implementăm totul. Consilierul bașcanului Pavel Verejanu a spus că drumurile sunt reparate într-un ritm alert pentru a reuși până la sosirea sezonului ploios și rece. În prezent se lucrează deja în aproximativ 20 de sate și drumurile vor fi inaugurate treptat, pentru că vine sezonul rece, noroi, ploaie și ne străduim să asfaltăm în fiecare sat într-un ritm rapid, ca oamenii să simtă prezența noastră, pentru că din primăvară va începe implementarea altor proiecte de infrastructură. Suntem aici pentru a dezvolta autonomia găgăuză și a o transforma într-un tărâm prosper. La eveniment a participat și primarul interimar al municipiului Orhei, Alexei Lungu, președintele formațiunii Șanse. Vom schimba și veți vedea asta fiecare sat din Găgăuzie, deoarece pentru noi este important ca fiecare cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă locuiește în Orhei, Chișinău sau Găgăuzie, să beneficieze de confort și calitatea vieții să fie la un nivel înalt. Amintim că bașcanul Evgenie Guțul a promis că din momentul investirii va trece la realizarea imediată a promisiunilor făcute locuitorilor autonomiei în campanie electorală, conform planului de investiții de jumătate de miliard de euro în infrastructura și economia regiunii.